Bună ziua! Sunt Aurelia Ștefănescu și am o experiență de peste 25 de ani, atât în mediul academic, cât și în mediul profesional. Una dintre ariile mele de expertiză, fiind sectorul public, în speță, auditul și contabilitatea. Este foarte bine să veniți la acest curs, pentru că vă arată alte și alte oportunități în cariera dumneavoastră. Care este rolul auditorului public intern? Este unul foarte important. Auditorul intern este un partener al managementului, este un partener al entității și este singurul care, prin profesia sa, prin demersul profesional, poate adăuga valoare entității și poate îmbunătăți managementul acesteia. Nimic nu este perfect, știm, totul e perfectibil, dar cu ajutorul auditorilor putem, într-adevăr, să tindem câte puțin, spre acele lucruri care pot conduce ulterior la o organizație mai bine închegată, mai bine organizată, mai bine conduse. Cursul se adresează profesioniștilor care activează în sectorul public, dar și celor care își doresc o carieră în sectorul public. Profesioniștii care deja activează în sectorul public, prin participarea la acest curs, își vor dezvolta abilitățile, își vor actualiza cunoștințele și vor avea noi perspective asupra auditului intern. Profesioniștii care își doresc o carieră în sectorul public vor dobândi abilități aferente misiunilor de audit intern și, de asemenea, vor avea o poziție importantă, având în vedere colaborarea cu managementul. Spre deosebire de alte profesiuni din sectorul public, auditul intern este, din perspectiva pregătirii profesionale continue, este pe un plan mult superior celorlalți. Auditatul de astăzi, auditorul de mâine, orice persoană care lucrează într-un departament, fie el contabilitate, juridic, resurse umane, poate deveni mâine auditor. Puteți activa oricând și în sectorul privat și în sectorul public. Cunoștințele, să știți că sunt aceleași. Certificarea obținută prin participarea la acest curs vă oferă posibilitatea să participați la concursurile de recrutare organizate de către instituțiile publice. În concret, ce face auditorul? Auditorul identifică aspectele vulnerabile ale activităților entității publice, identifică riscurile care nu sunt gestionate în mod corespunzător și formulează recomandări astfel încât acestea să fie prevenite în viitor. La acest curs aveți atât metodologia cât și instrumentele pe care le folosim în cadrul acestor misiuni. Veți învăța să faceți o planificare multianuală, una anuală, după ce veți învăța managementul riscului. După aceea să desfășurăm o misiune de audit, că este de asigurare, că este de consiliere. Auditorul intern identifică punctele nevralgice aferente activităților entităților, formulează recomandări care vor contribui la atingerea obiectivelor entității și la îmbunătățirea managementului acesteia. O altă latură importantă a auditului intern și implicit o contribuție semnificativă a auditorului intern este aceea că recomandările formulate în cadrul rapoartelor de audit sunt monitorizate din punct de vedere al implementării acestor. De aceea e interesantă munca de auditor, pentru că el nu vine doar cu controle corective, cu recomandări privind corectarea unor nereguli, vine și se adresează și viitorului. În paralel, vine și cu recomandări preventive. Din experiența mea, în sălile de curs participă atât profesioniștii, cât și oameni care nu activează în audit intern. Prin competențele dobândite la acest curs, aceștia vor adăuga valoare în activitatea pe care o desfășoară în serviciile și compartimentele din cadrul entităților sectorului public. Perspectiva carierei unui auditor poate
începe într-o primărie și poate continua într-un minister. Cursul se desfășoară online, într-un amfiteatru virtual, unde participanții și lectorul au permanent un dialog deschis. Participantul la curs primește suportul de curs complet, care include toate coordonatele conceptuale și aplicative aferente unei misiuni de audit public intern. Astfel ne vom cunoaște reciproc și vom construi gradual misiunea de audit intern într-o instituție publică. Haideți să formăm o echipă creatoare de valoare. Vă aștept la cursul de audit public intern.